Cine dintre voi știe cine a fost Maria Lătărețu? Cine știe să ridice mâna? Ce tu le citești de pe internet? Frumos, da. A, pe le luat de pe internet. Scrie acolo de românești? Scrie că a murit în românești de sub Botoșani. Din cauza unui proces cerebral. Aici a murit Maria Lătărețu. A murit pe scenă cântând. Asta spune, în cuvinte mai scorțoase, placa de marmură de pe căminul cultural din comuna românești Botoșani. Au fost sute de localnici la acel ultim spectacol. Mulți mai trăiesc și azi. Și toți se jură că au văzut-o pe Maria Lătărețu căzând pe scenă, așa cum stă scris și în marmură. Oamenii de acolo par să aibă nevoie de această legendă. A fost un eveniment unic al comunei, dar și al vieții lor. Mai ții minte, mai dragă Marie, când nu era o struguri copți la vie. Spun că au fost la spectacol și cei care n-au fost, și cei cărora atunci abia le dădeau dinții. Ba chiar și unii care nici nu erau născuți. Și toți folosesc aproape aceleași cuvinte. Maria Ciornea, secretara primăriei, declară în cartea Maria Lătărețu, privighetoarea nepereche. Maria Lătărețu încheia spectacolul cu ultima dumisale creație, vă las cântecele mele. Când totul părea că decurge normal, dintr-o dată dânsa a avut un ușor tremurat, după care s-a prăbușit instantaneu pe scenă. Victoria Lascarache era directoarea Căminului Cultural în 1972. Acum e o bătrână distinsă și elegantă, pe care consătenii o salută cu respect. Deci a țipat tare, de tot a țipat. Așa. După care, probabil că au căzut sau ăștia au prins-o, muzicanță de acolo, cine mai erau, că s-o tras cortina și nu s-a mai văzut. După care n-a mai avut ce vedea, că era pusă deja în culise. Trei lume nu se poate să scape de la moarte. Sunt tinerească, nu poate. Ioana Lătărețu este nora Mariei Lătărețu. Într-un fel, ea administrează de una singură memoria marii cântărețe. Și asta pare să fie uneori o povară prea grea. Ea și fiul său Mihai, unicul nepot al Mariei Lătărețu, repetă de 38 de ani un ritual sacru în familie. În fiecare duminică vin amândoi la cimitirul Sfânta Vineri din București, aprind lumânări și pun flori la mormântul Mariei Lătărețu. Alături, în veșnicia mută, fără cântec, ei sunt soțul Mihai și fiul Ion. A avut, inițial, a fost organizat un singur spectacol, dar fiind foarte multă lume și fiind atât de dorită, s-a organizat să fie două spectacole. A cântat la primul spectacol, la al doilea spectacol, la al șaptelea bis, a avut un ușor tremurat, după care s-a prăbușit pe scenă. Dar a murit Maria Lătărețu pe scenă, cântând așa cum se știe, sau în culise după ce și-a încheiat recitalul? A fost o moarte iminentă sau ar mai fi putut trăi? Oricare ar fi răspunsul, nimic nu știrbește măreția tragică a morții ei. A murit cu cântecul pe gură, soldat în linia întâi. Dimineață, înainte de ora 7, trenul de București oprește în gara Botoșani.
Maria Lătărețu coboară din vagonul cu șetă împreună cu soliștii Ionel Schipoancă și Ion Luican. Avea la ea o sticlă cu ceai și eu, fiind o fire mai veselă atunci la vârsta aia, am făcut-o să râdă, l-am făcut și pe maestrul lui Can să râdă, s-au strâns câțiva călători în cușeta noastră acolo. A murit cu mine în turneu la Românești. Eram eu, Laura Lavric și maestrul Ion Luican. Toți patru vor susține, în 11 zile, 22 de concerte prin comunele județului. Orașul tremură într-un septembrie neobișnuit de rece. E frig și în hotelul partidului de pe strada Unirii. Se dădea căldură la o oră fixă, chiar dacă vine frigul mai devreme, dacă atunci e data fixată, numai atunci. Până atunci poți să crăpi de frig, n-are importanță, atunci se dă căldură. Și vine ăsta, bă, Belcescu, vine la mine, așa-l chema pe impresar, zice, măi Laura, am o rugăminte la tine. Măi, vine Maria Lătărețu, măi, și e un frig la hotel? Vai, zic, dar mai mă întreb, este o onoare, zic, înnobilează casa și sufletul, să vină la mine, cum se poate? Impresarul Mihai Belcescu știe că Maria Lătărețu evită să stea în frig, pentru că își protejează gâtul, vocea. De altfel, într-un contract mai vechi cu Filarmonica de Stat din Craiova, găsim două condiții puse de artistă, care altminteri nu avea pretenții și fasoane de vedetă. Că nu va pleca în turneu în caz că dirigează Dumitru Botezatu și cazare separată, cu încălzire în mod special. Belcescu o invită pe Maria Lătărețu să stea acasă la cântăreața Laura Lavric. Și când am văzut-o la mine, ca săraca legată așa la ochi, era și cam răcoare afară și așa am fofolit și așa, băi, doamna Maria, zic, mă bucur că ați venit. Mă, mamă, zice, așa de obosită că am fost la o nuntă de olteni și am cântat, zice, de m-au nenorocit, zice, am cântat într-una și mă doare și capul, dar zic, sunteți răgușită? Nu sunt răgușită, zice, dar stare obosită și tare mă doare capul. Tânăra gazdă o roagă să meargă la spitalul județean, peste drum, dar ea refuză. Cele două femei își povestesc una alta. Pe la ora 10, Maria Lătărețu cere permisiunea să dea un telefon ca să-și anunțe familia că a ajuns cu bine la Botoșani. Ioana Lătărețu, nora Mariei Lătărețu, confirmă. A ajuns marți dimineață în Botoșani. Marți la ora 10 m-a sunat pe mine la servici, pentru că în momentul când a plecat din București, noi am văzut-o că dânsa nu se simte bine. Soțul meu i-a spus și la scara vagonului, mamă, întoarce-te, nu pleca, nu plec, trebuie oameni, eu nu șer oameni. Luni seara, la plecarea din București, hipertensiunea o făcea să-i vâjie capul de durere, dar asta nu o putea împiedica să cânte. Într-un alt moment al vieții ei, cu același devotament sinucigaș, a cântat la o nuntă, știind că trebuie să-i vină sorocul să nască. Știa că trebuie să nască, dar era conștiinciozitatea de care a fost toată viața acoperită. Și a născut acolo, la nuntă. Fetița a trăit numai 3 zile. Maria Lătărețu a avut 6 copii. A supraviețuit numai Ion Lătărețu, născut în 1931 și decedat în 2001, soțul Ioanei Lătărețu. 4 copii au murit la vârste fragede, de bronhopneumonie. Măriuța a trăit mai mult, până la 6 ani. A ieșit la poartă să se joace și a sfâșiat-o, a mușcat-o de gât și de față un câine turbat din vecini. De această tragedie este legat un alt moment de devotament incredibil al Mariei Lătărețu față de arta ei. Era în octombrie 1939, când avea 28 de ani și cucerise Bucureștiul cântând la restaurantul Dorul Ancuței. Ea cânta cu o poftă și cu o dăruire care îi cutremura pe ascultători și nimeni nu știa că fetița ei zăcea acasă în sicriu. Povestește muzicologul Mihail Jora în memoriile lui. La ieșire, mulțumindu-i și luându-mi rămas bun de la ea, am zărit 2 lacrimi ce se prelungeau de pe fața ismeată. Succesul Mariței fusese atât de mare încât nu-mi puteam tălmăci durerea ei. Mi-a murit ieri fetița și mâine trebuie să o îngrop. Mi-a răspuns ștergându-și iute ochii. Pentru toți copiii dispăruți, Maria Lătărețu a compus cântecul Lie Ciocârlie, o capodoperă despre care mulți cred că e o creație populară, anonimă. Este un bocet. E suferința ei de mamă rămasă fără copii, transpusă alegoric în jelania ciocârliei, căreia plugul i-a stricat cuibul și i-a ucis pui.
deși se simte rău, suferă, nici de această dată nu se dă înapoi. Nimeni nu i-ar zice nimic dacă ar anula turneul sau măcar câteva spectacole, dar ea strânge din dinți și pleacă la Botoșani. Doamna Maria Lătărețu nu refuza niciodată un contract semnat. Doamna Maria, zic, dar până mergem la repetiție, haideți că eu stau peste drum de spital, haideți la un doctor, zic, da, sunt cunoscut și eu, dar păi dumneavoastră, zic, nu, mamă, nu mă duc. Și tot insist să meargă la doctor, nu am mers. Am mers la repetiții și am repetat cu taraful ăla, cu tonalitățile care le știau. Așa, ne-am întâlnit acolo cu toții, am pus la punct fiecare repertoriu, cât cântăm, cum cântăm, care intră, cum intră. Și de acum vinem înapoi, vine la mine acasă, vinem înapoi. Doamna Maria, să mâncați ceva, vă rog frumos. Nu, mamă, nu mănânc nimica. Doamna Maria, dar ceva, zic, vă rog frumos să mâncați ceva, zic, că mă simt prost, că îi să uitați aici, aveam fripturică și zic, vă fac un piurie și vă zic, nu, mamă, dăm un ceai. Nu mănâncă nimic, nici din ce îi oferă gazda, nici din ce și-a adus de acasă. În turnee își aduce mâncare de acasă, în special pentru zilele de post. Luni, când a plecat la Botoșani, primul lucru care a avut grijă să-mi spună, mi-a spus, mamă, să-mi pui mere, să-mi pui ardei gras, să-mi pui roșii, să-mi pui tot ce se poate, pentru că eu mai am și zile de post. Pentru nimic în lume, miercurea și vinerea sau zilele de post n-ar fi mâncat cu dulce. Extraordinar de credincioasă și cu frica lui Dumnezeu. Rare ori poate fi văzută mâncând la restaurant. Are mereu un bagaj tacâmuri, un castron de aluminiu și un mic reșou electric la care își încălzește mâncarea. Eu îi ziceam, Coala Maria, nu mergi jumătate la restaurant? Când mergea cu Tic în turneu, avea două castroane de aluminiu. Avea castroanele astea și striga. Ea striga, Tică, adu castroanele, să facem salată. Făcea salată. Nu este deloc neobișnuit în epoca aceasta colaborarea dintre o orchestră filarmonică și cântăreți de muzică populară. Ioan Cobălă, dirijorul Orchestrei Rapsozii Botoșanilor, spune că era o practică a timpului. Se încropea o mică formație populară din câțiva filarmoniști, se invitau 2-3 cântăreți de succes și într-o lună de zile filarmonica făcea planul la încasări pentru jumătate de an. Dumitru Amargioalei, soțul de atunci al Laurei Lavric, era violoncelist la filarmonică, dar în formația populară cânta la acordeon. Își amintește că repetiția a durat cam o oră și jumătate. Totul a mers strună, deși se vedea că Maria Lătărețu nu se simte bine. După amiază, în aceeași zi în care sosise la Botoșani, marți, 26 septembrie 1972, are loc primul spectacol, în comuna Colni. Maria Lătărețu cântă perfect. Ca în fiecare sat unde vin soliști să cânte în concert, lumea îi întâmpină cu mâncare, cu băutură. Maria Lătărețu nu mănâncă nimic nici acum. Ionel Schipoancă își mai amintește de la Corni. Țin minte foarte mult că a venit niște copii la Maria Lătărețu și zice, Coana Mario, n-ai să mi dai și nouă niște autografi? Mai că n-am bătut la mașină. Abia știa să semneze. Semnătura ei e chinuită. Vădește lipsa de exercițiu. În cartea de muncă, la rubrica studii, scrie nu prezintă acte. Ioana Lătărețu susține că s-a păstrat în familie un caiet în care soacra ei își nota versurile cântecelor pe care le compunea, dar nu vrea să arate caietul. În mod cert, Maria Lătărețu avea o memorie fabuloasă. Reținea peste 1000 de cântece cu melodie și versuri. Avea un instinct artistic extraordinar. Fără să aibă studii de niciun fel, cu atât mai puțin muzicale, simțea cu mare precizie valoarea artistică și își alegea în repertoriu doar cântecele cu adevărat valoroase. Ea însă și era o creatoare despre care specialiștii nu se sfiesc să spună că avea geniu. Ce se întâmplă? Unii creatori în folclor circulă din gură în gură, ajunge la o formă cristalizată. La ea era cristalizată din prima. Așa se întâmplă, așa se întâmplă folclor. Dar la ea era, din prima era, mai șefruia puțin, dar era deja la un nivel sclipit,
s-a scris pe diseniu. Ea ardea etape de 10 sau 100 de ani, spune dirijorul Ioan Cogulă. Multe cântece despre care credem că vin din creația folclorică din popor sunt, de fapt, ale Mariei Lătărețu, cu muzică și text. Ori numai muzica sau textul. Lie ciocărlie, m-a făcut mama oltean, lungă-i drumul gorjului, au pornit olteni la coasă, la tesmana într-o grădină, mai ții minte, măi dragă Mărie, dor de mamă, sunt toate creațiile ei. În 1965 a fost primită în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și a înscris 104 piese, însă e de presupus că încă multe altele, create și cântate în aproape 40 de ani de carieră, intrate deja în folclor, nu au fost puse pe note și nu au fost înscrise oficial ca fiind creațiile ei. După spectacolul din Comuna Corni, Maria Lătărețu revine în Botoșani și rămâne în această ultimă noapte a ei, în apartamentul soților Laura Lavric și Dumitru Amargalei. N-am mâncat nimica, supărată, tristă și cu durere de cap. Mi-ntoarcem, ajung acasă la mine și mama zice, am niște pastile de cap să iau, nu știu, doamna Maria, iar n-ați mâncat nimica, doamna. Lasă-mă, mamă, mă, că nu mor eu, că zici și așa, nu-s așa de slabă, nu pățesc nimica. Așa, ne culcăm. Aie verde ca luna, aș vrei, dar nu acum, la doamna când o da bruma. Mamă, n-am dormit deloc toată noaptea. Vai, doamna Maria, zic cum, mă doare capul din nebunesc. Laura Lavric o roagă încă o dată să meargă la spital, aflat chiar peste drum. Haideți, doamna Maria, vă rog frumos, că sunt doctori buni, zic și aici, așa zic, eu cunosc atâta lume aici, doctori buni, că și eu m-am operat de colicist aici, zic, haideți, doamna, vă rog frumos, măi, m-am rugat ca de Dumnezeu să vină la spital, dar știi că moarte fără pricină și nuntă fără minciuni, nu-i. Și nu a vrut să vină. Spune că, oricât de rău i-ar fi, mai rezistă până la sfârșitul săptămânii, când va da o fugă la București să-i facă pomenirea de un an soțului ei. Și atunci își va căuta de sănătate. Dar vin eu acum și vă spun că dacă era acasă, nu știam ce să-i facem. Pentru că dânsa, pe fond de oboseală, știe și băiatul meu, pe fond de oboseală, făcea puseurile astea de tensiuni și noi avea dânsa doctorul familiei, care era alături de noi, acasă, acolo, în afluentul. Și ăsta știa ce să-i facă. Venea cu o seringă mare, îi scotea 250 de mililitri de sânge, îi dădea calmante, o liniștea, o culca. Până la amiază, Maria Lătărețu bea doar un ceai. Își dă paciențe, nu iese din casă. Le povestește tinerilor Laura și Mitică viața ei. Îi dau lacrimile când pomenește de Măriuța, fetița mursecată de un câine turbat. Cei doi, admiratori ai marii artiste, sunt uimiți să afle câtă suferință se ascunde în spatele veșnicului ei zâmbet. De când s-a născut și până s-a sfârșit, viața a fost traversată de mari tragedii. De mică a fost un copil sărac, un copil sărman, am putea să spunem că și flămând, pentru că până la vârsta de 7 ani trebuie să știți că nu a cunoscut cum este pâinea albă. A plecat de acasă la vârsta de 14 ani, nemai putând să îndure sărăcia și necazul. De mic rămăsă-i sărac, măi, cu o haină și un băibărac, măi. Autobuzul Filarmonicii, o rablă care sperie lumea cu huruitul ei când trece prin sate, are nevoie de o oră și ceva să străbată cei 54 de kilometri pe un drum pietruit, numai gropi, până în Comuna Românești, în nordul județului, la granița Peprut cu Basarabia. Am plecat pe la ora 2-3, când ne duceam, noi ne duceam să ne vadă lumea că am ajuns. Și lumea începea prin sat. Hai, băi, că a venit artiștii, băi.
Adică la salvare. Adică, băi, cine a venit? A venit și ala Schipoanca, a venit și ala lui Can și a venit așa, băi. Care a venit? Maria Lătăriță. Și lumea se strângea. Și noi trimiteam copii și mă, vrei să intri la concert? Da, vreau, nene. Du-te și anunță până în capul satului, lasă căciula aici. Și pe urmă când venea și lua căciula și intra în sat. Așa făceam. Plecăm la Românești. Distanță mare și un drum. Tot numai gropi. Și gropi erau atunci așa, așa, mult mai mari. Și el stătea cu capul lipit așa de geam. Dar eu zic, Doamna Maria, dar vă scutură așa. Mă, mamă, să simt că mă scutură, zice, că zice așa de tare, mă, că dacă mă scutură, zice, capul, parcă nu mă doare așa tare. Dar eu zic, Doamne ferește, ce e asta? Îl roagă pe șofer să caute niște lipitori pe malul Prutului când vor ajunge în Românești. Vrea să și le pună pe cap, să-i sugă sânge. Și astfel se va simți mai bine. Este o metodă pe care o utilizează și acasă, în București. Mă gândeam, zic, Doamne, dacă o văd cu râmile alea pe față, să cred că mi-e rău, mor. Ion lui Can o tachinează pe Maria Lătărețu, face glume licențioase și cei din autobuz râd. Râde și ea. Autobuzul ajunge în Românești în jurul orei 16. Maria Lătărețu coboară prima din autobuz. O întâmpină Victoria Lascarache, directoarea Căminului Cultural. Ea lua gemantanul și a mers așa pe aici, din fața așa, și pe aici așa, spre culise. Să dezbrace, cum era îmbrăcată, mă rog. Și i-a pus acolo pe apă și i-a întrebat tot mai are nevoie de ceva. Și a spus că nu are nevoie, dar eu i-am spus că niște cadre didactice și oameni vor să iei niște autografii. Și eu am spus că nu, să nu vină nimeni că obosită își vrea să odihnească. Era pat în culise, era foarte obosit. Drumul de acolo, din șosea, de la autobuz până aici, i s-a părut, zic, dar unde ești? Sunt de aici, din curte? Zic, nu, nu. Și am mers așa și i s-a părut că e foarte lung drumul. De fapt, vedeți că este totuși o distanță. Așa până aici era. Era obosită, se vedea că este obosită. Și atunci, dacă am văzut că nu primește pe nimeni, m-am retras, i-am întrebat dacă mai are nevoie de ceva și-o zis că nu. Dacă să aibă nevoie, ar să spună. Și m-am primit oamenii în cămin. Și tot cât și în fața căminului și peste tot era mare de lume, o mulțime de lume, toată lumea curioasă să vină să... Căminul Cultural și primăria sunt în aceeași clădire. Culisele sunt, de fapt, două camere de oaspeți ale primăriei. Aici îți dădeau biletele, dar era căminul vechi, mult mai deteriorat chiar, așa. Aici erau scaune de bănci, de lemn, urâte, mă rog. Sala era puțin mai mare ca aici s-a făcut, așa, dar era neîncăpătoare pentru lumea care venise la cărmin. Scena era mai sus, mai sus, cortină. Aici stăteam eu, când s-a întâmplat, da, asta era mult mai încolo scaunile, distanța era mai mare, era așa aproape de scenă. Acolo era pus microfonul la mijloc, ea cânta acolo. Din scenă se ajunge într-o săliță, iar de acolo în cele două cămăruțe. Într-o cămăruță este și un pat, din cele ca de spital, și o masă. Și aici era culisul, aici una era o ușă, aici. Și camera cam ce dimensiune era? A. 2x2. Mică, da, așa. Era patul cu exact orientată cu capul încolo și au așezat-o și cu picioarele încoace. Maria Lătărețu este lăsată singură în această cămăruță ca să se schimbe în costumul de scenă și să se odihnească. Iar ceilalți trei soliști folosesc împreună camera alăturată. Acum nu mai iese ca de obicei să stea de vorbă cu oamenii. Rămâne în culisă, întinsă pe pat, până când orchestra se așează în scenă și se aud instrumentele la acordaj.
În acest moment vine și ea în scenă și, spre surprinderea tuturor, cere orchestrei să cânte cu un ton mai jos. Ea ne-a chemat înainte de spectacol, ai venit scenă la noi, că noi ne aranjam toți cu pipii, adică scaune, și a venit și ne-a rugat. Așa să dăm toate tonalitățile cu un ton mai jos. Păi, de exemplu, dacă cânt în fa major, să dăm în mi major, dacă cânt în sol major, să dăm în fa major toate tonalitățile, că nu a ajutat vocea. La 5 după amiază începe spectacolul. Maria Lătărețu intră în scenă după Laura Lavric și după Ionel Schipoancă. Amândoi interpreții stau la Arlechin și își sorb idolul din priviri. Artista emerită, fără niciun efort vizibil, cântă perfect, cu un ton mai jos, toate cele 5 sau 6 cântece. Încheie cu Vă las cântecele mele, ultima ei creație. Căminul se cutremură de aplauze. Ea se înclină, mulțumește publicului, iese din scenă în aplauze și se duce în culisa ei. Imediat intră Ion Luican, fără să se tragă cortina între cei doi, și își începe recitalul cu M-a făcut mama oltean. Paie verde magiran măi, m-a făcut mama oltean măi. Este una din primele creații ale Mariei Lătărețu. A imprimat-o în 1937 pe cilindru de ceară, la Arhiva de Folclor a Societății Compozitorilor Români, sub îndrumarea etnomuzicologului Constantin Brăiloiu. Lui Ion Luican i-a dat mai multe cântece compuse de ea. Și Mariei Tănase, și Ioanei Radu, toți mari interpreți ai vremii aveau un repertoriu creații ale Mariei Lătărețu. Cântece pe care ea nu le mai cânta niciodată după ce le dăruia. A leșinat, a căzut pe scenă? Nu. A ieșit colegi pierde. Sigur, nu, dar cine spune treaba asta nu este liberat. Deci a ieșit în scenă, după a intrat eu în cap. A decurs cristalul ei foarte, foarte bine. Și a ieșit corect din scenă. Da, vă amintiți și... dacă în timpul, spre sfârșitul recitalului, a scos un țipăt? Nu e adevărat. Țipătul l-a scos în acolo, în camera sedioasă. N-a murit pe scenă. Pentru că spectacolul mergea, lui Can închidea spectacolul. Spectacolul în sală mergea lung. Așa, și ea în culise se căznea să moare. La un moment dat ajunge Ion lui Can, spectacolul se desfășura și au ajuns, eu cântasem, Schipoacă cântase, acum era, cântase și doamna Maria, deci a intrat și ea în spectacol, a ieșit. Și a spus, zic, doamna Maria, ce mult ați cântat. Și eu zic, da, zic, ați cântat bine, zic, nu obosit. Mă, mamă, zice, sărace moldoveni și mă iubesc. Atât au aplaudat și atât au ovaționat-o. Și așa de frumos a primit-o publicul extraordinar. La jimuri cu lei, la jimuri. La jimuri cu lei, la zi. La fetiță durdurii. Așa, și când vine din scenă și eu îi spun că zic, ați cântat mult, nu știu ce, doamna Maria, zic, nu ne dezbrăcăm, rămânem în costumele naționale, luăm urma hainele pe noi și mergem la al doilea, că distanța lui mare. Bine, zici, mamă. Se duce dincolo, așa. Schipoancă zice, măi, Laura, mă duc, zice, să-l ascult, că-mi place romanța asta care o cântă, zice, domnul lui Can. Numai Laura Lavric era în culis și m-a chemat pe mine, care eram la cheutoarea cortinii. Îl ascultam pe lui Can. Vine doamna Maria de dincolo, ca așa cu o pastiluță în mână, și în camera unde stăteam eu, pe perete, așa era o oglindă. Și o găleată cu apă pusă pe un scaunel, dar era mai jos așa. Și ea vine, se oprește, zice, măi, mamă, întreb, este niște apă aici? Zic, da, doamna Maria, uitați, este galeata acolo. Și vine cu pasteluța respectivă și începe să plângă cu lacrimi până aici în barbă și se oprește în fața oglinzii
nu spune nimic și cu pastila la mână. Stă câteva secunde în fața oglinzii, cu lacrimi până în barbă, zice, unde este apa? Să uitați acolo. Și când s-o a plecat în jos și a luat apa, s-a oprit înapoi în fața oglinzii, tot plângând, o înghețit pastilă, o luat 2-3 gori de apă, m-am ridicat eu și am luat cana și am pus acolo pe așa și nu spune nimic, plângând așa, fără niciun cuvânt, și se duce dincolo. Chiar așa a fost și pozată, se duce dincolo, în costumul național se vede și cu haina aia mai groasă, peste costum. Și s-a întins așa în pat. N-au trecut câteva secunde și aud un răcnit, cred că cel mai mare răcnit care l-am auzit în viața mea de la un om, de la o femeie, poate un bărbat mai solid, țâmpă mai tare. Wow! Îmi zic, Doamne ferește, ce-i asta? Mai stau un pic și aud, fai de mine, zic, ce-i asta? Nu mai aud niciun țâpăt, singurul țâpăt groaznic și atât. Și eu înțepenită și mă ridic să mă uit. Și când o văd un cerc negru așa, un cerc negru și sufletul aici. Și deja unghiile negri, cu mâna așa atârnată în jos și aici la gât. Vai, dar eu, Doamna Maria, Doamna Maria, eu de colo. Doamne, ce-i asta? Mă duc la schipoancă. Băi, hai că e rău lui Doamna Maria. Bă, dar n-am vorbit acum cu el. Băi, e rău, mă. Când vine și se uită și el. Am pus mâna pe ea. Doamna Maria, Doamna Maria, nimic. Am ridicat. E făcut poc. La congestie. Nu mai respiră. Maria Lătărețu nu mai este. A murit la câteva minute după ce și-a cântat pe scenă testamentul artistic. Este puțin după ora 18:30. Instrumentiștii observă agitația din culise și încep să se agite și ei, neînțelegând ce se întâmplă. Văd și spectatorii că se petrece ceva neobișnuit în spatele scenii și începe o vânzoleală care îl face pe lui Can să oprească spectacolul. Se trage cortina. Eu vorba am stat de vorbă cu niște doctori. Dacă era în clipa aia acolo o salvare cu toate dotările, inclusiv cu un tub de oxigen, putea să fie salvată, dar rămânea paralizată. Nu e niciun doctor în sală? Doar tehnicianul veterinar Nicolae Pavlovici. Încearcă să o resusciteze, zadarnic. Îl regăsim pe Nicolae Pavlovici în curtea casei sale din marginea orașului Botoșani, unde s-a mutat la câțiva ani de la moartea Mariei Lătărețu. Și acum Maria Lătărețu, am ascultat-o mult, mult. E un gel la suflet, așa când cânta. Avea niște cântici care îți pătrunde în sufletul. O cântat Maria Lătărețu, ultimul cântic, parcă mi-aduc aminte, lume, dragă lume. Lumea e ca iarba, ca frunza, când cade pe pământ, se vestejește. Parcă văd cum se ține de trepiedul și ala și se mișca așa înainte de a termina cânticul. Și mă uitam așa cu plăcere la cânticul ei. Termină de cântat, vine Ion lui Can. O bisat lumea, o plecat, e să vii înapoi, vine Ion lui Can. Dintr-o dată apare Laura Lavric, ea mi-a fost colegă la Rădăuț, că am făcut școala tehnică veterinară la Rădăuț. Cine poate de un prim ajutor că Maria Lătărețu moare? Cum eram acolo, am sărit banca așa, cum eram ca la cămin. Erau bănci astea lungi. Am dus înăuntru, era pe pat, în camera de oaspeță, Consiliul Popular. Cu fața în sus, m-am dus la dânsa, am cuprins-o, i-am suflat în gură, am apăsat pe piept, am făcut respirații, nimic, avea niște mărgele frumoase la gât, așa ea. Nu mai țin minte cu ei, am spus atunci să ducă după doctoriță la circa umană, că era mai jos. Până a venit doctoriță, până nu știu ce, e sorășit, gata a fost. La un moment dat s-a pus problema dacă este o moarte naturală, pentru că moartă în câteva minute, nimeni nu și-a putut imagina că Maria Lătărețu s-a putut sfârși. Este anunțată telefonic miliția județeană. Echipajul vine târziu, când deja s-a întunecat. Se iau probe din apa din care a băut Maria Lătărețu. Criminalistul face întâi fotografii pentru dosar. Și tot el îi surprinde pe soții Laura Lavric și Dumitru Amargheali, veghind la căpătuiul Mariei Lătărețu. Și orchestra cântând afară, la geam, înconjurată de săteni. Artiștii rămân lângă Maria Lătărețu până la 4 dimineața,
când echipajul criminalistic își încheie investigația. Joi dimineață, trupul Mariei Lătărețu este mutat cu o căruță la dispensarul comunal, 100 și ceva de metri mai la vale. Sătenii, aprind lumânări, o priveghează din drum. Joi seara, după 24 de ore de la deces, se face autopsia chiar acolo, la dispensar, și este stabilit oficial motivul morții, menționat în certificatul de deces numărul 13, din 28 septembrie 1972. Lătărețu Maria, da. Fiul lor Ion și Maria, da. Născut în 1911, luna noiembrie, ziua 7, Comuna Bărcești. Așa. Județul Goș, din sex feminin, din anumitate română și cetățenii români, cu ultim domiciliu în municipiul București. Decedat în anul 72, luna septembrie, ziua 27, în Românești, de Zâmbătoșani. Decesul stabilit din certificatul medical, care certificat constatator, numărul 13, din 28 septembrie 72. Eliberat de circunstanția sanitară românești. Da. A fost cauzat de hipertensiune. Da. Acolo când au mers oredicii de la Românești, au găsit-o spălată, curată și plină de flori. Și, mă rog, cum e tradiția, deci foarte frumos au făcut femeile de acolo. Cred că nu mai sunt alea în vârstă care au îmbălsămat-o și care au spălat-o și au îngrijit-o. Dumnezeu să-l ierte că au făcut tare frumos pentru ea. Valeria Leonte locuiește peste drum de dispensar. Este chemată să o spele și să o îmbrace pe Marea Cântăreață după autopsie. Astăzi are 89 de ani. Da. Și ai fost acolo? Am fost acolo și Ileana Lupu a fost, dar ea n-a stat... Da. Eu i-am cumpărat o pereche de șorapi. Așa. Da. Avea un pantof delicat și un pișor delicat, da, îngrijită de tăt. Da. Și i-am șters și cum a fost făcută anestezia, tot am tamponat-o, așa, toate. Da. Așa că mai apărecte un pic de apă, sigur, așa, da. De atâția ani de zile, acum uite și până aici, dar oricum, din ce am trecut și am văzut atunci, nu pot să uit chiar tot. Da. Eu mi-a adus cineva o pereche de șorar, dar de acum era încalțată. Da. Doamne, ce să spun, chiar și un furou i-am dus. Așa era atunci, da. Nu că nu avea. Era îmbrăcată, o artistă deosebită. Dacă era moartă, acum ai avut ceva nou. Furou plin de sânge și așa. Și i s-a făcut așa. Sigur că furou. Și... Trebuie pus altul. Da, schimbat. Și găsea furouri mari, așa. Da. Catrința era un pic... Pătată. Da, oricum am îngrijit-o. A adus lumea flori? Nu a avut. Nu îndrăzneau să intre acolo. Nu a avut flori. Da, atât patul și atâta era numai cât patul în cameră. Pe dreapta, doamnă, după casa de naștere. Da, știu, dar eu nu știu unde. Stăteau toți morți acolo. Da. Dumneavoastră știați cine e Maria Lătărețu? Da, cum să nu știu dacă... A fost artist în muzică populară. Nu, dacă înainte știai. Cum nu știai? Știai, doamne. Aveam aparat, aveam cum să nu știu. Da, ea știe. Am văzut-o personal. Da. Mai ții minte, măi, dragă Marie, când nu erau struguri cu slavie. Așa. Și tu erai mică, măriuță, nu știai să dai neniguriță. Și tu erai mică, măriuță, să dai nemiguriță. Iar asta este marama cu care a murit pe scenă. Pe spate se face acum fetele de sânge de la autopsie. A fost o moarte subită, o moarte instantanee. A plecat bine, sănătoasă de acasă și din cauza oboselii, a stresului,
Ultimului necaz, ultima mare tragedie pe care Maria Lătărețu a traversat-o, i-a grăbit moartea. Și asta a fost moartea soțului. Soțul ei murise cu un an înainte, în octombrie 1971, dar Maria Lătărețu mai ducea în suflet și povara unei morți anterioare a soțului ei. Se poate spune și așa. Pentru că în 1941, soțul Mariei Lătărețu, Mihai Lătărețu, l-a concentrat și a plecat pe front și a venit după 7 ani. A venit cu divizia Tudor Vladimirescu în 1948, că a fost luat prizonier. Da. Nici nu s-a mai știut absolut nimic de el. Mama lui Mihai Lătărețu, soțul Mariei Lătărețu, îi făcea pomeni. Dar Maria Lătărețu l-a așteptat. În tot acest timp și-a crescut singură copilul. Al doilea bombardament, imediat au plecat și s-au refugiat la casa părintească, la Târgu Jiu, la Lelești, la părinții soțului. Au stat acolo cât au stat, amândoi, și când au venit, a găsit casa în care locuia, a găsit-o bombardată și în locul casei era un crater așa imens. Din casă nu mai era absolut nimic, iar pe marginea acestui crater, pe marginea acestei gropi, a găsit 6 tacâmuri, 3 furculițe și 3 linguri. Asta a fost tot ce a găsit din casa dumnealor. Singură fiind, cu un copil mic de mână. Și a strâns ban pe ban. A strâns și și-a construit o casă superbă, superbă. O casă de o frumusețe rară la Târgu Jiu. În momentul când casa a fost gata și să se mute în ea, i-a naționalizat-o. Și a rămas din nou fără casă. Altă tragedie pe care Maria Lătărețu a traversat-o, a supraviețuit. Și n-a locuit niciodată la Târgu Jiu? Nici o zi n-a apucat să locuiască în ea. Nici o zi. Încercase zadarnic să scape de obsesia casei mici, cu 2 cămăruțe, nu mai mari decât culisele în care s-a stins, unde s-a născut ea. Mămica a fost al 16-lea copil. Morți peste morți adunate, suferințe peste suferințe. Eu o găseam de foarte multe ori, așa o găseam, așa, și plângea. Toate acestea i-au grăbit sfârșitul. A visat-o pe cuvioasa Paraschiva cu o lună de zile înainte de a muri. Mamă, am visat-o pe Sfânta, a venit la mine și mi-a zis, zice, Mărie, am venit să te iau. Și a spus, Sfântă cuvioasă Paraschiva, nu mă lua, mai lasă-mă și pe mine, măcar o lună de zile, să mai trăiesc și eu lângă copilașii mei, am nepoțelul mic, nu mă lua. Și a spus, zice, pentru rugăciunile tale, mi-aduc aminte cuvintele exact, ce pentru rugăciunile tale, Marie, am să te mai las. Și uitați ce presentimente a putut să aibă. Exact la o lună de zile de la acest vis a murit. Inima și sufletul, lume draga mea, palas cântecile mele, lume, dragă lume, să vă petreceți cu ele, lume draga mea.